Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, dragi oaspeți, suntem înaintea Domnului și tot ce se întâmplă între noi ne afectează. Toate lucrurile pe care le vedem, pe care le auzim, ne atrag atenția. Și de fiecare dată trebuie să ne luptăm cu factori de jur împrejurul nostru care au loc lângă noi pentru ca să ne putem concentra la lucrurile dinăuntru nostru. Și în seara aceasta am avut multe lucruri pe care a trebuit să le împingem într-o parte și să rămânem concentrați la lucrurile pentru care am ajuns în această seară aici, adică la Iisus și la Evanghelia Sa. Aș vrea să vă chem pe fiecare care sunteți aici să vă deschideți sufletul acum, să vă pregătiți mintea pentru cuvântul Domnului, să fie curată, să fie deschisă înaintea Lui și să ne gândim împreună la acest subiect, creștinul și Duhul Sfânt. Cei care dintre dumneavoastră doriți în buletinul duminical aveți o schiță de predică. Acolo vă puteți scrie gândurile pe care Duhul Sfânt vi le dă în seara aceasta, dacă vreți să o folosiți. Creștinul și Duhul Sfânt. Deseori suntem tentați să fim indiferenți față de lucrarea Duhului Sfânt doar pentru că am avut în trecut anumite împrejurări când am văzut sau am auzit ceva ce ni s-a părut exagerat, legat de persoana și lucrarea Duhului Sfânt, și datorită lucrurilor pe care le-am văzut și le-am auzit, socotindu-le noi exagerate, ne-am propus noi să avem grijă față de aceste lucruri și să fim rezervați. Și deseori suntem atât de rezervați față de persoana și față de lucrarea Duhului Sfânt, încât trăim departe de El. În absența Lui. Am auzit noi despre o vorbire în limbă exagerată sau am auzit noi despre un proroc care a căzut în păcat. Am auzit noi despre o biserică penticostală care avea niște manifestări ieșite din comun. Și ne-am propus noi atunci, noi să nu cădem în astfel de extreme. Și am fost atât de atenți încât am ajuns în extrema cealaltă. Observați, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 7, că ucenicii care trăiesc într-o perioadă a filozofiei grecești care culmina în momentul acela. Ucenicii când se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos după învierea acestuia înainte de înălțare, ei au o singură preocupare, să cunoască mai mult. În principiu, cunoașterea este bună. Dar nu întotdeauna este prioritară. Și Domnul Iisus Hristos aici vede tendința lor de a cunoaște mai mult. Și le spune, sunt lucruri pe care voi nu trebuie să le cunoașteți și nu le puteți cunoaște. Tendința voastră de a domina prin cunoaștere nu este bună. Voi vreți să cunoașteți mai mult decât aveți nevoie să cunoașteți. Voi vreți să cunoașteți pentru a domina, pentru a controla viitorul. Însă eu vreau să vă spun, lucru de care voi aveți nevoie este să fiți plini de Duhul Sfânt. De aceea rămâneți în Ierusalim. Rugați-vă, insistați în rugăciunile voastre, până veți primi puterea de sus. De aceasta aveți nevoie. Ceea ce eu v-am trimis să faceți, nu o să puteți face dacă Duhul Sfânt nu este în voi. Mandatul pe care vi l-am dat, misiunea pe care v-am încredințat-o, drumul pe care v-am așezat, neprihănirea pe care o aștept de la voi, nu o să mi-o puteți dovedi dacă Duhul Sfânt nu va fi cu voi și în voi. De aceea, nu fiți setoși de a domina viitorul prin cunoaștere, ci fiți setoși de a fi plini de Duhul Sfânt. Rămâneți în cetate. Insistați asupra prezenței Duhului Sfânt în viața voastră. Insistați asupra umplerii. Rămâneți în prezența și în dimensiunea Duhului Sfânt. Este prioritar, este fundamental, este necesar, este indispensabil. Duhul Sfânt dă unitate. Noi încercăm să creăm unitate prin tot felul de înțelegeri omenești. Însă promisiunile și angajamentele umane sunt trecătoare. Cel care poate să schimbe inima omului
și să o așeze alături de alte inimi, chiar și acolo unde există mici diferențe de opinie, mici diferențe de temperament sau de educație. Singurul care poate face, această unire este Duhul Sfânt. Observați, vă rog, că în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1, Scriptura ne vorbește despre unitate. Însă când vorbim despre această unitate, trebuie să facem câteva precizări. Trebuie să facem precizarea că versetul 1 scrie: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. E vorba de o unitate. E vorba de o unitate în loc, de o unitate în timp și de o unitate în scop. Unitatea locului, unitatea timpului și unitatea scopului au caracterizat împreună atunci. Timpul a trecut și unitatea aceasta este supusă la presiuni. Presiuni de orgoliu, presiuni așezate de diavolul, presiuni de ispită, presiuni de interese, presiuni firești. Tot felul de presiuni se așează peste unitatea aceasta și forțează rezistența ei. În vremea aceea a existat o unitate. O unitate în loc, o unitate în scop și o unitate în timp. Erau toți împreună în același loc cu același scop. Aceasta este unitatea pe care o dă Duhul Sfânt. În același loc sunt toți, nu separați, ci în același loc. În același timp sunt toți, nu pe rând, ci în același timp. Și sunt adunați cu același scop, nu cu scopuri diferite. Este ușor de înțeles astăzi, când privim mulțimile care se adună la închinare, să observăm că deseori tendința de a fi călăuziți de interese și de scopuri diferite este foarte mare. Și noi astăzi, ca și apostolii atunci, trebuie să facem față acestei presiuni de a păstra unitatea. Aduceți-vă aminte că mama lui Ioan, mama fiilor lui Zebedei, venea după Iisus, însă interesul ei era ca fiii ei să fie ambasadori ai lui Iisus Hristos și să fie privilegiați în prezența lui Iisus Hristos. Iată dar cât de firesc putea să fie interesul ei, o mamă care vrea binele copiilor ei. Însă un bine vremelnic, un bine pământesc, un bine de aici. Așa se întâmplă deseori cu noi. Uităm de veșnicie, uităm de timpul fără sfârșit, uităm de regele care se va întoarce și de oportunitatea de a fi mereu cu el, și ne concentrăm asupra unei clipe, crezând că o putem dilata și o putem face mai lungă să ne bucurăm de ea. În această seară vă aduc aminte că Duhul lui Dumnezeu a coborât pe planeta blestemată pentru ca să aducă unitate în cei răscumpărați de regele care a fost înainte de cincizecime, Iisus. Însă unitatea aceasta trebuie să fie în loc, toți în același loc, în același sanctuar. Unitatea aceasta trebuie să fie în timp, în același timp trebuie să fim aici, nu pe rând. Și toți trebuie să avem același scop: proslăvirea lui Dumnezeu, consolidarea bisericii, respectul și iubirea noastră dincolo de dificultățile care viața și diavolul le așează între noi. Unitatea noastră este supusă la presiuni, însă noi trebuie să eliminăm presiunile, trebuie să învingem presiunile și să păstrăm unitatea. Unitatea nu este un lucru ușor. Este greu să ai unitate în familie, unde sunt cei care au ieșit din tine, copiii tăi, fiicele, fiicii, fiii, dar să ai unitate cu oameni atât de diferiți, cu oameni care au trăit într-o altă cultură, cu oameni care au fost crescuți în alte obiceiuri, cu oameni care au temperamente diferite, cu oameni care au obiceiuri diferite. Să ai o unitate solidă și reală cu acești oameni este o performanță. La această performanță se ajunge doar în prezența Duhului Sfânt. Trebuie să recunoaștem că noi suntem diferiți. Temperamental suntem diferiți. Unii suntem mai iuți, mai aprinși, sangvinii sau colerici, alții suntem mai liniștiți, mai calmi de felul nostru, melancolici sau flegmatici. Unii suntem mai duri de felul nostru, alții suntem mai blânzi de felul nostru. Atât de blânzi încât câteodată nu spunem adevărul, doar ca să nu supărăm. Unii dintre noi am fost crescuți în biserici, unde spunem lucrurilor pe nume, tranșant, alții
Am fost crescuți în biserici unde am înțeles că orice facem trebuie acoperit cu dragoste, chiar și păcatul, chiar și dezordinea, chiar și indisciplina. Și dintr-o dată ne trezim aici, unii lângă alții. Și fiecare câteodată are dorințe diferite. De câte ori la cele spuse de mine sau de un alt pastor dumneavoastră ați spus, eu am o altă opinie. Foarte des se întâmplă asta. Aceste mici diferențe ne pot despărți, ne pot dezbina sau putem ajunge la performanța în prezența Duhului Sfânt, în ciuda diferențelor, să rămânem împreună. Pentru că unitatea în care suntem noi este o unitate în diversitate. Noi nu suntem Chrysler-ul ieșit de pe bandă să avem stopurile în același loc, farurile în același loc și claxonul în același loc. În probleme diverse noi suntem diferiți. Și unitatea noastră care o realizează Duhul Sfânt este o unitate în diversitate. Fiecare membru al bisericii trebuie să lupte pentru această unitate. Pentru că în mod firesc această unitate este supusă la presiuni. Unde există Duhul Sfânt există această unitate. Unde nu mai există această unitate, Duhul Sfânt nu este acolo. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară este faptul că Duhul lui Dumnezeu lucrează în om, în interiorul lui și lucrează în omul născut din nou în creștin, în exteriorul lui. Vă rog frumos să meditați la aceste cuvinte pe care eu din lipsă de timp și pentru că nu fac obiectul predicii mele, nu insist asupra lor. Duhul Sfânt lucrează în omul necredincios, în interiorul lui. Și Duhul Sfânt lucrează în omul credincios în exteriorul lui. Să spun câteva vorbe despre asta. Noi toți rătăceam în absența lui Dumnezeu. Chiar dacă aveam o formă de religie, eram mai mult sau mai puțin morali. A venit Duhul lui Dumnezeu și a început să lucreze în interiorul nostru. Și primul lucru pe care l-a lucrat Duhul Sfânt în noi a fost pocăința. Și ne-am pocăit pentru că asupra noastră s-a manifestat lucrarea de har a Duhului Sfânt, trimis de Tatăl în numele Regelui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Așa am ajuns să mă pocăiesc eu, un om care a trăit în sudul României și până la vârsta de 21 de ani n-am auzit nici măcar o singură dată de pocăință. N-am auzit nici măcar o singură dată de Iisus Hristos, n-am auzit nici măcar o singură dată de Evanghelia Lui, nici măcar o singură dată. Însă la vârsta de 21 de ani, pentru prima oară, am fost confruntat cu Evanghelia și cu mântuirea lui Iisus Hristos. Și în seara aceea, asupra conștiinței mele, care era adormită în păcat, a început să lucreze Duhul Sfânt. Ca într-un aluat care e frământat de mâinile bucătarului, conștiința mea a început să fie frământată de lucrarea Harului Duhului Sfânt. Și în seara aceea, în mintea mea, s-a aprins o lumină. În seara aceea, în mintea mea, a început lucrarea lui Dumnezeu și dintr-o dată am fost provocat spre pocăință. Și în seara aceea, eu am avut responsabilitatea să spun da sau nu, să spun pentru sau împotriva lui, să spun da, Doamne, sau nu, Doamne. A fost șansa mea într-o duminică seara. A fost o lucrare a Harului lui Dumnezeu. A fost o adiere a Duhului Sfânt. A fost o explicație a Evangheliei. A fost un om care și-a deschis gura, a fost un Dumnezeu care și-a deschis inima, care a creat un timp special pentru sufletul meu. În seara aceea s-a schimbat viața mea. A fost o provocare pe care am acceptat-o, timp în care puteam să o resping, căreia i-am spus da, timp în care puteam să-i spun nu. A fost problema mea cu Dumnezeul meu, a fost problema veșniciei mele, a fost problema păcatelor mele, a fost problema viitorului meu. În seara aceea, o lucrare specială de har s-a manifestat peste sufletul și mintea mea. Am primit informații pe care nu le cunoșteam. Am fost confruntat cu un Dumnezeu care stătea în fața mea. Cu un viitor unde aveam de ales. Și în seara aceea, eu și numai eu, în dreptul meu și al veșniciei mele, am spus da, timp în care l-am respins pe nu. Aceasta este pocăința. În inima unui om nepocăit lucrează Duhul lui Dumnezeu și omul se pocăiește pentru că îl cercetează Duhul Sfânt. A doua lucrare pe care o face Duhul Sfânt în inima omului necredincios este nașterea din nou.
Nașterea din nou este o lucrare pe care o săvârșește Duhul și Cuvântul. Duhul Sfânt produce nașterea din nou. Nu există naștere din nou fără Duhul Sfânt. Moralitatea umană, omul nou, integritatea contemporană, predicată de comunism, de ateism sau de alte filozofii umaniste, materialiste, nu pot să schimbe inima omului. Singurul care îl poate schimba pe om, care îl poate face o altă ființă, este Duhul lui Dumnezeu. De aceea Duhul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl, pentru ca să schimbe oamenii, înnoindu-le interiorul lor, schimbând piesă cu piesă interiorul ființei umane. Această lucrare se întâmplă în interior, în interiorul omului. Pocăința e o lucrare în interior, ea transpiră în exterior. Nașterea din nou e o lucrare în interior, ea transpiră, se exprimă în exterior, dar e o lucrare în interior. Și a treia lucrare care o face Duhul Sfânt în interior este sfințirea. Sfințirea este un proces. Pocăința este un eveniment urmat de un proces. Nașterea din nou este un eveniment urmată de un proces, de procesul creșterii, însă sfințirea nu e un eveniment. Sfințirea este un proces. Sfințirea este un proces. Ori Duhul Sfânt lucrează în interiorul omului aceste trei mari lucrări. În urma acestor trei mari lucrări, omul necredincios din absența lui Dumnezeu este dus în împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este schimbarea care te mută din împărăția păcatului în împărăția lui Dumnezeu. O schimbare la care Duhul Sfânt are un rol fundamental. Pocăința, nașterea din nou și sfințirea. Aceste trei evenimente, procese, sunt lucrări care se întâmplă în interiorul ființei umane și o ia din păcat, din absența lui Dumnezeu și o duce în neprihănire, în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare interioară. Este o lucrare care se petrece în interiorul omului, în mintea lui, Duhul, sufletul și trupul. Duhul însemnând conștiință și intuiție, sufletul însemnând sentimente, rațiune și voință și trupul însemnând partea materială, biologică a existenței noastre. În interiorul omului se produce o schimbare pentru că lucrează Duhul Sfânt, lucrarea Harului lui Dumnezeu în numele jertfei Domnului Iisus Hristos. În momentul în care aceste lucrări sunt făcute, acum lucrarea Duhului Sfânt capătă o altă dimensiune, o altă orientare. Duhul Sfânt continuă să lucreze în interior, însă lucrarea aceasta capătă și o dimensiune exterioară. În sensul că Duhul Sfânt, care până acum a lucrat în mine să mă schimbe în interiorul meu, acum începe să lucreze prin mine pentru alții. A produs mai întâi pocăință în mine, dar după ce eu m-am pocăit, mă folosește ca pe un instrument să se pocăiască și alții. A produs Duhul Sfânt nașterea din nou în mine, dar după ce eu sunt născut din nou, mă folosește ca pe un instrument ca să nască și pe alții din nou. A produs Dumnezeu prin Duhul Sfânt sfințire în mine, dar prin mine, după ce sunt sfințit și implicat în procesul sfințirii, Duhul Sfânt mă folosește ca pe un instrument pentru sfințirea altora. Iată dar că lucrarea Duhului Sfânt în primul rând se face în mine, pocăindu-mă, născându-mă din nou și așezându-mă în procesul sfințirii, și când aceste trei lucruri se întâmplă, Duhul Sfânt schimbă puțin orientarea lucrării Lui și dacă până atunci a lucrat doar în mine și pentru mine, de data aceasta începe să lucreze prin mine pentru alții. Prin mine pentru alții. Eu nu mai devin obiectul lucrării, ci eu devin instrumentul lucrării. Eu nu mai sunt doar obiectul lucrării Duhului Sfânt. Eu voi rămâne toată viața și obiectul lucrării Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt pleacă din mine pentru că în mine s-a terminat. Nu, în mine va rămâne Duhul Sfânt mereu și până în ultima zi a existenței umane pe Terra, Duhul Sfânt va avea de lucrat și de cioplit în mine. Dar nu numai că rămân obiectul lucrării Duhului Sfânt, dintr-o dată devin și instrumentul lucrării Duhului Sfânt. Pentru că de data aceasta Duhul Sfânt prin mine lucrează pentru alții, o lucrare exterioară. Lucrarea exterioară nu se poate face fără botezul Duhului Sfânt. La Fapte, capitolul 1, versetul 8, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenici.
A stat 3 ani și jumătate cu ei. Le-a demonstrat minunile și puterea lui. N-a făcut-o ca să le demonstreze, dar în plan secundar le-a demonstrat minunile și puterea lui. I-a învățat legile Domnului. Le-a dat o viziune cristică, creștină. Și la sfârșit, când și-a terminat misiunea, a plecat. Oamenii aceștia știau ce trebuie să facă, dar nu puteau să facă ce știu. Și Hristos le spune să nu plecați din Ierusalim. Să rămâneți aici. Pentru că atunci când Duhul Sfânt va veni peste voi, voi veți primi o putere. Cuvântul din limba greacă, vă spuneam de ună zi, este dunamis, dinamită. Veți primi o putere. Și cu puterea aceasta veți merge și veți lucra în exteriorul vostru. Veți începe din Ierusalim și veți merge în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Veți lucra în exteriorul vostru, în beneficiu altora. Pentru că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Până acum Duhul Sfânt a lucrat în voi. V-ați pocăit. A fost o vreme. V-ați născut din nou. A fost un timp. Va implica Duhul Sfânt într-un proces al sfințirii care va continua până în ultima zi a existenței voastre. Dar acum ați ajuns, copii spiritual fiind, ați ajuns să vă maturizați și ați ajuns să prindeți un pic putere spirituală. Și acum sunteți niște tineri, niște adolescenți spirituali și sunteți gata să mergeți la școală și să vă angajați la o companie. Puteți deja să vă începeți viața voastră spirituală, personală. Și de astăzi înainte nu mai sunteți doar obiectul lucrării Duhului Sfânt în beneficiul vostru, deveniți instrumentul Duhului Sfânt în beneficiul altora. Lucrarea exterioară nu se poate face fără botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că Iisus Hristos a spus, când Duhul Sfânt va veni peste voi, veți primi o putere, cu puterea aceasta să mergeți. Hristos a spus 3 lucruri în legătură cu asta. 1. Veniți la mine. 2. Învățați de la mine. 3. Duceți-vă. Nu vă duceți până nu primiți puterea. Duceți-vă, dar nu vă duceți până nu primiți puterea, că vă duceți degeaba. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Și cu puterea aceasta veți fi martori. Începând din Ierusalim, trecând prin Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Veți deveni un instrument. Vă va folosi Duhul Sfânt. El va vorbi prin voi. El va manifesta autoritate prin voi. El vă va da ungere. Să nu vă temeți. Când veți ajunge în criză, Duhul Sfânt vă va spune cuvintele pe care trebuie să le spuneți. Să nu vă temeți, Duhul Sfânt vă va întări, Duhul Sfânt vă va inspira, Duhul Sfânt vă va da ungere. Voi însă nu plecați fără această ungere, rămâneți în Ierusalim. Și erau toți împreună în același loc, unitate în loc, în timp și în scop. Care era timpul? Timpul acela. Care era locul? Odaia de sus. Care era scopul? Primirea dunamisului. Mergeau pe front. Fără dinamită nu se poate, n-ai ce face. Lucrarea interioară și lucrarea exterioară. Lucrarea interioară este în interiorul meu, să mă pocăiesc, să mă nasc din nou și să mă sfințesc. Însă când Duhul Sfânt, după ce a lucrat în mine, vrea să lucreze prin mine pentru alții, eu nu pot să lucrez dacă El nu locuiește pe deplin în mine. Trebuie să primesc puterea. Fără puterea aceasta nu am ungere, pot să am școală de predicator sau de muzică, dacă n-am ungerea, se simte. Dacă nu am o călăuzire specială, se vede. Nimeni nu poate da autoritate în cuvânt. Stă 1000 de oameni și ascultă la cineva și acest cineva poate să fie inferior celor din sală din punct de vedere financiar, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al vârstei. Și totuși oamenii stau și peste ei cade ploaia Duhului Sfânt, pentru că prin omul acesta se manifestă autoritate. Dacă omul acesta ar veni pe stradă să-ți dea un sfat, nu l-ai asculta. Ești mai bogat decât el, ești mai înțelept decât el, ești mai în vârstă decât el, ești mai realizat decât el. Dar ai venit aici și stai și te umezește Duhul Sfânt, pentru că există autoritate. Plinătatea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, nu înlocuiește pocăința, nu înlocuiește nașterea din nou și nu înlocuiește sfințirea. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență superioară care pregătește pe omul lui Dumnezeu să facă față vitregiilor slujirii și să fie
înarmat cu puterea necesară pentru a-L sluji pe Dumnezeu, nu cu puterea Lui, nu cu înțelepciunea Lui și cu nu cu iscusința vorbirii, ci cu puterea Lui Dumnezeu care se manifestă după voia Lui Dumnezeu. Prin unii se manifestă prin vorbire în limbi, prin alții se manifestă prin tălmăcire, prin alții se manifestă prin cântare, prin alții se manifestă prin conducere sau prin predicare sau prin administrare sau prin milostenie sau prin binefacere. Nu toți oamenii au toate darurile. Niciun om nu are toate darurile. Pentru că fiecare dintre noi suntem un anumit mădular. Unul este ochiul și activitățile ochiului sunt limitate. Noi nu putem ochiul să-l facem să audă, pentru că el ne-a fost dat pentru o altă întrebuințare. La fel sunt eu. Să nu mă puneți niciodată să dirijez corul, chiar dacă nu va fi nici fratele Michi, nici fratele Dorin. Să nu mă puneți niciodată să dirijez fanfara, chiar dacă nu va mai fi nimeni aici. Fiecare dintre noi avem niște daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu și suntem chemați la un soi de lucrare unde avem autoritate, însă dacă depășim sfera aceasta de lucrare, noi putem fi pregătiți din punct de vedere intelectual, social, dar noi nu avem ungere, noi nu avem succes, noi nu avem lipici. În momentul în care se manifestă prezența Duhului Sfânt, în momentul acela există putere, există autoritate și există roadă. Aduceți-vă aminte, 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 8 la 11. Asta este puterea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi tânjim după această putere. Fiecare dintre noi vorbim despre această putere. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Spre exemplu, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, altuia despre credință, altuia tămăduirile, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă în parte cum voiește El. Și Pavel întreabă, toți vorbesc în limbi? Nu. Toți prorocesc? Nu. Toți predică? Nu. Toți? Nu. Ci fiecare face ceva. Suntem un trup spiritual unde fiecare dintre noi este un mădular, este un organ așezat după voia lui Dumnezeu. De aceea, din punct de vedere al mântuirii, nu există predestinație, ci doar precunoaștere. Dar din punct de vedere al slujirii, există predestinație. Pentru că nu poți fi în biserica lui Dumnezeu decât ce te-a dat Dumnezeu să fii. Nu poți fi predicator sau păstor sau dirijor doar că vrei. Trebuie să fii în planul lui Dumnezeu. Scriptura spune, El a dat pe unii. Acolo unde există Duhul Sfânt, există manifestarea puterii lui Dumnezeu. Și indiferent dacă biserica e penticostală, baptistă, creștină, după Evanghelie sau de altă confesiune, noi toți vrem să fim într-o biserică unde se manifestă Duhul Sfânt. Adică, noi toți vrem să fim membri într-o biserică unde se fac vindecări. Noi toți vrem să fim membri într-o biserică unde există cineva care are darul deosebirii duhurilor. Noi toți vrem să fim într-o biserică unde există o manifestare de dar de prorocie. Și la un moment dat se ridică bărbatul sau femeia aceea și spune și dintr-o dată un lucru pe care nu-l știi decât tu este spus în public. Și te umilești și cazi la pământ înfrânt. Asta o poate face doar Dumnezeu. Aceasta este manifestarea de putere a Duhului Sfânt. Noi trebuie să dorim această manifestare de putere. Ea nu este specific penticostală, ea este specific biblică. Manifestarea puterii Duhului Sfânt trebuie să existe în Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este Biserica lui Iisus Hristos și Biserica Duhului Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să aibă libertatea să lucreze în Biserica lui Iisus și în Biserica Lui. În Biserica lui Dumnezeu trebuie să se manifeste puterea, iar noi vom fi instrumentele prin care se va manifesta puterea. Dar mai întâi, nu uitați, trebuie să aibă loc lucrarea interioară. Mai întâi trebuie să aibă loc lucrarea interioară. Marea dilemă a omului nemântuit este că vrea să fie sfânt fără Duhul Sfânt. Iar marea dilemă a omului mântuit este că pretinde că e plin de Duhul Sfânt timp în care îi lipsește puterea. Puterea trebuie să se manifeste și scopul ei este complex. În al doilea rând, acolo unde există prezența Duhului și lucrarea Duhului Sfânt, există autoritate. Nu există biserica lui Dumnezeu fără manifestarea autorității. Oamenii de felul lor
sunt niște persoane foarte relative și flexibile. Dacă ajungem într-un loc unde nu ni se permite prea multe lucruri, ne acomodăm așa. Dacă ajungem într-un loc unde ni se permite totul, și așa ne acomodăm. În funcție de cât ni se cere în împrejurarea în care am ajuns, noi ne acomodăm și ne conformăm. Dacă intrăm într-o biserică unde ni se cere să nu vorbim, nu vorbim. Dar dacă intrăm într-o biserică unde fiecare face ce vrea, la un moment dat ajungem să credem că e bine așa. Scriptura ne spune la Efeseni capitolul 4, versetul 11. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. El i-a dat pe aceștia. De ce? Să-și manifeste autoritatea prin ei. Oamenii aceștia nu sunt niște superzei. Ei sunt niște oameni doar ca noi, dar sunt chemați să facă slujba aceasta. Ei manifestă autoritatea lui Dumnezeu. De ce au fost dați ei? Scriptura ne spune în versetele care urmează, versetul 11 de la Efeseni, capitolul 4, ascultați-mă, ei au fost dat pentru desăvârșirea sfinților. Unde sfinții dintr-o biserică nu-ți desăvârșiți, uitați-vă la cei care conduc biserica. Pentru că prin ei trebuia sfinții desăvârșiți. Încă o dată, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Sfinții din biserică trebuie desăvârșiți prin lucrarea autorității acestor oameni care sunt umbriți de puterea lui Dumnezeu și lucrează puterea Duhului lui Dumnezeu. Versetul 13. Să ajungă la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Versetul 14. Să nu mai fie copii în credință plutind, flexibili. E bine oricum. Versetul 15. Să fie credincioși adevărului și să crească în toate privințele. Versetul 16. Să trăiască în unitate. Cine creează toate aceste lucruri? Le creează apostolii? Le creează prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii? Lor le-a fost dat harul de a păstori, de a conduce. Lor le-a fost dat harul de a sluji, de a orienta spre cer. Acolo unde există Duhul Sfânt, conducerea acestor oameni e o binecuvântare. Iar orientarea conducerii lor este spre cer, spre neprihănire, spre sfințenie. Marea problemă este că deseori multe persoane din biserică sunt ofensate de sfințenia cerută. Trebuie numai niște predicatorași care să predice așa pozitiv, să spună vorbe și să nu spună nimic. Nu poți să spui ceva concret că sar 10, sunt ofensați. Dacă cer disciplină, câțiva sunt ofensați. Păi unde suntem aici, la armată? Dacă cer ordine, vreo 10 vor sări. Unde suntem aici, la poliție? Noi ne închipuim că biserica este așa un loc unde venim și stăm fiecare liniștiți, facem ce vrem. Cam așa ne imaginăm noi, un club social. Vreți să înțelegeți că Iisus Hristos a murit pentru această biserică? Și a fost atât de exigent încât s-a ridicat împotriva fariseilor și a spus, bandiților ce sunteți, nici voi nu intrați și nici pe alții nu-i lăsați să intre. Hristos a fost exigent pentru că a vrut să-i ducă pe oameni în cer. Când cei de la NASA sunt exigenți cu cei care se urcă în capsulă să meargă în spațiu, nu sunt exigenți că sunt răi și duri, sunt exigenți că nu pot ajunge în spațiu oameni bolnavi, ci trebuie să fie din toate punctele de vedere, mai ales fizic, psihic, trebuie să fie foarte sănătoși. Altfel, misiunea va fi compromisă. Oamenii aceia vor leșina, pot muri. Viteza cu care zboară, supune trupul omenesc la o învingere a forței gravitației ieșită din comun. De aceea ei trebuie să fie speciali și le cere asta pentru că ei trebuie să facă performanță. Ce câștigam eu dacă în această biserică există ordine și disciplină? Eu, individul lui Gimițoi de 1,70 și de 154 de pounds, ce câștigam eu? Ce folosesc eu dacă Iisus Hristos este onorat de atitudinea noastră? Eu, omul Iisus Hristos, eu ce câștig? În această seară, frați și surori, vreau să înțelegem că în biserica lui Iisus Hristos trebuie să se manifeste putere. Trebuie să se manifeste autoritate. Și în al treilea rând trebuie să se manifeste roadă. Galateni capitolul 5, versetul 22, cuvântul Domnului spune. Și roada Duhului este. Și sunt 9 încrengături, nu sunt 9 roade, există o singură roadă cu 9 manifestări, cu 9 exprimări.
Și Pavel începe să spună dragostea, bucuria, pacea și până la cea de-a noua, care este înfrânarea poftelor, autocontrolul. Marea dilemă este că mulți creștini pretinși plini de Duhul Sfânt nu manifestă roada. Marea dilemă a necredincioșilor este că vor să fie sfinți fără Duhul Sfânt. Marea dilemă a credincioșilor este că pretind plinătatea cu Duhul Sfânt, timp în care roada Duhului Sfânt nu se vede în viața lor. Nu se vede puterea, nu se vede autoritatea și nici supunerea sub aceasta și nu se vede manifestarea roadei. Nu se vede. Scriptura spune, roada Duhului dimpotrivă este, este prezentă, este acolo, se manifestă. Creștin plin de Duhul Sfânt și fără dragoste. Acesta este paradox. Creștin plin de Duhul Sfânt și fără bucurie. Acesta nu se poate. Ori e gol de Duhul Sfânt, ori e plin de bucurie. Din două una. Duhul Sfânt produce dragostea. Duhul Sfânt produce bucuria. Este adevărat, e o problemă de educație. Este adevărat, e o problemă de creștere spirituală. Este adevărat, e o problemă de procesul creșterii. Însă, mai mult sau mai puțin, dacă Duhul Sfânt este acolo, oricât de tare la cerbici ar fi omul și oricât de rău ar fi fost în trecut, schimbarea devine evidentă. Am citit psalmul 133. Pentru că am vrut să plec de la gândul acesta pe psalmul acesta și împreună să privim la cuvântul Domnului de acolo. Și să înțelegem următorul lucru. În vremea aceea despre care vorbește aici cuvântul Domnului, psalmul lui David, Scriptura spune ce bine este să locuiască frații împreună. Dumneavoastră știți că nu chiar întotdeauna este bine. Ce bine este să locuiască frații împreună. Citim psalmul acesta și revenind mai jos la versetele care urmează, înțelegem dintr-o dată că este o comparație simbolică cu un eveniment de ordinare a preoților din Vechiul Testament. În vremea aceea, preoții se ordinau după următorul model. Se făcea rugăciune cu punerea mâinilor peste ei. Și pentru că Duhul Sfânt încă nu coborâse pe pământ, pentru că asta s-a întâmplat la cinzecime, la Rusalii, exista un simbol al umplerii cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are multe simboluri în Scriptură. Apa, focul, uleiul, vântul și multe altele. Unul dintre ele este undelemnul. Undelemnul este unul dintre cele mai puternice simboluri ale Duhului Sfânt în Scriptură. Pentru că simbolul acesta era în vremea aceea și este și astăzi, când se ordina un preot după rugăciunea cu punerea mâinilor, se umplea un vas, un lighean cu undelemn și cu tot felul de miresme, de mirosuri și îi se turna în cap la cel care era ordinat. Și dintr-o dată era îmbăiat cu undelemn, ca un simbol al umplerii cu Duhul Sfânt, care avea să se întâmple mai târziu. Era o umplere cu undelemn. Și acum psalmistul privește la preotul care îi se scurge undelemnul pus pe cap, îi se scurge pe barbă și pe haine și spune, este ca undelemnul de pres care turna pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor. Acesta este un simbol la ceea ce se întâmplă cu un om când vine Duhul Sfânt peste el. Comparația este cu undelemn, dar undelemnul simbolizează pe Duhul Sfânt. Și observați ce spune Scriptura. Undelemnul este turnat pe cap, se coboară pe barbă și de pe barbă pe veșminte. Ce vreau să spun în încheierea predicii mele? Vreau să spun următorul lucru. Când vine undelemnul ceresc, prima dimensiune a existenței umane pe care o atinge și o schimbă este capul. Mintea omului în care lucrează Duhul Sfânt este schimbată. Mintea omului în care lucrează Duhul Sfânt este schimbat. Gândurile lui sunt diferite. Planurile pe care le face sunt diferite. Deciziile care le ia sunt diferite. Unde lemnul este turnat pe cap. Nu există plinătatea Duhului Sfânt și omul să rămână cu o gândire rea, murdară, păcătoasă, invidioasă, geloasă, meschină, fățarnică, predispus la tot felul de lucruri păcătoase. Gândirea îi se schimbă, facultățile intelectuale îi se schimbă, conștiința se trezește la viață, pentru că este pusă în răsadul Duhului Sfânt. Unde lemnul vine prima oară pe cap. Aduceți-vă aminte de Zacheu. Se schimbă Zacheu. În momentul în care se pocăiește, dintr-o dată ia niște decizii uluitoare. Omul acesta pierde financiar foarte mult. Însă este dispus să piardă financiar pentru că are o gândire duhovnicească. Aduceți-vă aminte de Pavel. Până atunci el era un agresiv.
avea petiție la mână, era mandatat de scrisori de acreditare, avea în jurul lui bodyguards, ostași romani, și mergea să bată, mergea să umilească, să zdrobească, să închidă. Dar se întâlnește cu Iisus, Duhul Sfânt intră în viața lui în Damasc și dintr-o dată omul acesta, din bătăuș, devine victimă și el începe să povestească ce a pățit în misiune. A fost înfometat, însetat, bătut, nedreptățit, alergat, a coborât într-o coșniță și te gândești, un om de elocința lui Pavel s-a umilit atât de mult și a fost bătut de niște oameni care probabil nu știau nici să se iscălească. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că s-a schimbat gândirea lui, i s-au schimbat valorile vieții. Scopul lui nu mai era să domine, ci scopul lui era să slujească. Scopul lui nu era să se certe, scopul lui era să convingă. Dintr-o dată mintea lui Pavel s-a schimbat. Nu există botez cu Duhul Sfânt fără minte schimbată. Dacă veți întâlni vreodată un om care spune că este botezat cu Duhul Sfânt și gândurile lui sunt păcătoase, să știți ce vă spune Evanghelia în această seară. Omul acela nu este plin de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt intră în ființa unui om, îi se schimbă gândurile. Devine blând, devine liniștit, devine sociabil, devine înțelegător, devine iertător și plin de iubire, devine predispus pentru fapte bune. De ce? Pentru că Duhul Sfânt lucrează în interiorul lui. Apoi, spune Scriptura, îi se coboară pe barbă unde lemnul. Îi se coboară pe barbă. A doua dimensiune pe care o atinge lucrarea Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, botezul Duhului Sfânt, este gura. O minte nouă se exprimă printr-o vorbire nouă. O minte diferită se exprimă printr-o vorbire diferită. O minte duhovnicească se exprimă printr-o vorbire duhovnicească. Vei ști că unui om i s-a schimbat mintea dacă îi se schimbă vocabularul. Câți dintre dumneavoastră nu ați experimentat asta? Eu personal am experimentat-o. Câți dintre dumneavoastră nu ați auzit multe mărturii ale oamenilor care au spus dintr-o dată mi s-a schimbat vocabularul? Câți dintre noi nu înjuram, nu vorbeam urât, nu făceam glume proaste, nu luam peste picior pe oricine ca să ne arătăm măreția? Când ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, am înțeles că asta este o nebunie. Ni s-a schimbat mintea și ni s-a schimbat vocabularul. Ni s-a schimbat vocabularul. Pentru că timpul trece și aș vrea să lăsăm loc pentru cântarea fratelui Victor și apoi să ne rugăm și să plecăm acasă în timp, vreau să vă spun că în ultimul rând, unde lemnul când curge pe cap, când se prelinge pe gură, pe barbă, curge pe veșminte, curge pe ciucuri, pe ciucurii de la veșminte. A treia dimensiune pe care o atinge lucrarea Duhului Sfânt este vestimentația. Alo? Este vestimentația. Sunt predicatori care cad în extrema vestimentației. Sunt predicatori care nu spun nimic de asta. Eu nu cred că vestimentația este problema pastorului. Vestimentația este problema Duhului Sfânt. Dacă o persoană nu-i va fi rușine de Duhul Sfânt să se îmbrace într-un anumit fel, nu-i va fi rușine nici de lui Gimitoi. Dacă unui om nu-i va fi rușine să se îmbrace și să se comporte într-un anumit fel de Duhul Sfânt, nu-i va fi rușine nici de mine, o mână de țărână. Lăsați-mă să vă citesc un verset biblic. Genesa, capitolul 3. Versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii. E vorba despre Adam și Eva în grădina Edenului. Atunci li s-au deschis ochii. La amândoi. Au observat că sunt goi și li s-a făcut rușine. Ce au făcut? S-au îmbrăcat. Și-au acoperit goliciunea. Cu ce? Cu frunze. Au cusut, au lipit, au pus frunze peste frunze și și-au făcut așa o vestimentație, o îmbrăcăminte. De ce? Să-și acopere goliciunea. Ce duh astăzi oferă vestimentații unde goliciunea este expusă? Ce duh? Duhul Sfânt? Duh da, dar Sfânt nu. Scripturile ne spun că în grădina Edenului, la acești doi oameni, li s-a făcut rușine de goliciunea lor. Câți dintre noi nu vedem oameni care vin să se închină la biserică și își expun goliciunea și o scot în relief? Și dumneavoastră mă înțelegeți ce vreau să spun. Există astăzi un milion de forme vestimentare de a scoate în relief formele trupului. Un milion de forme. Un milion de metode. Fiecare arată ce are. Cine are minte, și arată mintea. Cine are altceva, și arată altceva. Fiecare arată ce are. Scripturile ne spun, oamenii aceștia au constatat că erau goi și dintr-o dată li s-a făcut rușine.
Atunci când vine Duhul Sfânt, dintr-o dată, sistemul de valori se schimbă. Eu am câteva experiențe cu Dumnezeu din punctul acesta de vedere și sunt sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți anumite experiențe. Unii dintre noi, după ce ne-am pocăit, ne-am schimbat vestimentația. Ne-am schimbat anumite forme de exprimare ale vieții. Ne-am schimbat anumite obiceiuri. Ne-am schimbat poate prietenii. Ne-am schimbat anturajul. Ne-am schimbat felul în care ne comportam. De ce? Pentru că a căzut un de lemnul pe cap. Pentru că s-a coborât pe barbă. Și apoi a atins ciucurii de la haină. Și când a venit un de lemnul peste noi, am fost alți oameni. Când vine un de lemnul, ești un alt om. Îți este schimbată mintea. Îți este schimbată vorbirea. Și ți este schimbată vestimentația. Vestimentația nu e în cultură românească, americană, asta nu are nicio importanță, ci decența și bunul simț, pudoarea și respectul sunt principiile care guvernează vestimentația unui creștin peste care a coborât un de lemnul ceresc, al cărui creștet al capului a fost atins într-o zi de un undelemn care a venit din cer. Avem nevoie de acest undelemn. Nu există creștin fără Hristos și fără Duhul Sfânt. Nu există. Există o lucrare interioară pentru noi, suntem obiectul lucrării, și există o lucrare exterioară pentru alții prin noi, devenim instrumentul lucrării. Și există o atingere a capului și ni se schimbă mintea, avem alte valori. Dintr-o dată suntem oameni cu alte priorități și ni se schimbă vorbirea și ni se schimbă vestimentația. Este adevărat că niciunul dintre noi nu a ajuns la capătul procesului sfințirii. Cel mai duhovnicesc dintre noi nu este sfânt. N-a ajuns să se încheie procesul sfințirii, însă ne silim și ne luptăm. Vrem să avem în noi gândul care era și în Iisus Hristos. Vrem cuvintele noastre să fie drese cu sare, să fie cuvinte de har, cuvinte de iertare, de iubire, de respect, de considerație. Vrem să fie cuvinte de milă și de încurajare. Vrem să ridicăm, vrem să îmbărbătăm, vrem să unim, vrem să aruncăm de la noi cuvintele care dezbină, care jignesc, care umilesc, care provoacă conflicte. Pentru că a venit odată peste creștetul capului nostru un de lemnul ceresc și s-a coborât pe barbă și pe ciucurii veșmintelor. Și astăzi vestimentația noastră nu mai scoate în relief păcatul nostru, ci scoate în relief frumusețea unui cuget ascuns. Vă chem în această seară, frați și surori, să medităm în timpul cântării, pe care fratele Victor chiar acum începe să o cânte. Și atunci când se va încheia această cântare, să ne pregătim sufletul pentru rugăciune. Duhul Sfânt te-a provocat în această seară. Ce a spus ce trebuie să faci. Și stai înaintea Domnului și te gândești ce fel de om ești. Ce fel de om ești? Nu crezi că a sosit vremea pentru mine și pentru dumneata să devenim bărbați folosiți de Duhul Sfânt? Nu credeți că a venit vremea să vină peste noi unde lemnul, să ne pocăim, să ne botezăm în apă, să cerem botezul Duhului Sfânt, să ne ducem la fanfară, la cor sau la orchestră și să devenim parte cântând, angajându-ne într-o slujbă din biserică, să ne luăm angajamentul să fim punctuali și serioși și să renunțăm la tot ce a fost murdar în viața noastră până acum? A venit unde lemnul. Haideți să-l primim și să lăsăm lucrarea lui binecuvântată să ne sfințească și în final să ne ducă acolo unde este regele pe care îl proslăvim. Și a lui Dumnezeu să fie gloria, iar a noastră